Aici am pus așa. Da, aici am pus asta. Deci cu asta acum pregătirile s-au terminat. Da, și acum în momentul ăsta nu mai mă furăm aici de îndoim. Furăm de îndoim. Băi, drept, Johnny? Hai, dă-i tu. Miroase apă. Nu? Ok. Fixează la pământ. Trebuie să te filmezi un pic de deasupra. Dai tu învârte, fără probleme. Dai învârte. Mai? Ceva. Nu, dă-i, acum oricum poți să ridici o grămadă cu funea pe el. Ne mai chinim, știi? Acum, cu cât e mai mult, cu atât e mai bine. Pânză, mă, că tot din ok, dar asta nu e foarte udă. Dar îi umedă, îi umedă. La două spatele, acum a scos, acum de nevoie. Păi, nu se vede clar, trebuie luminat. Chestia. Băi, că se vede puțin, dar încă o să văd. Deci, am ajuns la 3 metri și ceva. Vreau să vedeți pământul ăsta. Foarte negru, neobișnuit de negru. Nu știu dacă se poate vedea. Hai să vezi ce pământ negru scoatem noi de acolo, da. Foarte negru, de mil. Da, desfă-l ăla. Deci am ajuns la 4 metri, la cât? La 3 sau la 4? 3 metri jumate. Și avem un pământ foarte ciudat. Da, deci e foarte cleios și negru. Schimba și capul de forare. Deci totul în bună stare deocamdată. Bă, ține la mijloc. Și tu nu te grăbi foarte tare, știi?
că până vin eu. Uite-te, mă, că ți-i la numai ca să filmăm asta. Asta e bătucica pe loc. Bătucica pe loc, ce să faci? N-ai pica. Nu fi domn de apă. Păcă tu grea. La drumul de la ploaie. Asta de ce o zis fiul tău. Că dacă nu dă de apă, îți bagă cu găleata. La un metru jumate. Nu, hai scoate-ți-o, cât mai... Andrei, deja e greu? Bine, da. Da. Ce face socrul meu, bă? Ții bine acolo, că... Trebuie să-i fac gard de beton și trebuie să-i bag ăsta, Andrei, știi? Acum ar trebui să mă opresc. Da, oprește-te. Și știi exact ce făceam eu să faci tu acum, Andrei. Bun. Tu dai la manivela, Claudiu. Dă-l mă un pic așa. Da, stai așa. Da. Fac, vin în partea asta. Pune-o la cadă, că-mi cadă deja. Ușor de la manivele aici, așa, dumneavoastră. Hai că voi sunteți experti aici. Așa. Am dat un șalău. Și acum lobosesc, așa-i? Lobosesc. Bă, lobosesc. Să știi că e o tehnică bună, bă. Lobosesc. Am puțin puturoși. Bă, dar numai ce asta mai fi dat câteva ture. Nu, hai că acum asta e. Și atunci să-ți bat în el? Nu. Pune-l acolo. Le desfăcut și un rofo. Aha. Deci doar că îl desfaci și îl pui în roabă, că după aia o să-ți întreb firma aia. Acum dăm un pic ciucanelul ăsta. Aha. Că, știu, se stăpânește, da? Da, bine. Greutate asta. Bun. Hai să-mi usură la cablul ăsta, poate să... Da. Andrei. Hai. Mă, să știi că e ceva umiditate acolo, așa mai... Ia aparat și spune la cât mergi ce se întâmplă. Mai altă scoatere. Deci, așa, exact. Gândește-te care e punctul lui de greutate, știi? Și îl scoți ușor. Uite, bă, aproape că... E mai risipos, argila e asta. Uh-huh. Aia asta e cea mai... Da? Se schimbă un pic. Ei, deci... Andrei, dar nu-mi place că nu lucrez cu mănuși. Nu-mi place mie să lucrez cu mănuși. Dar nu face bine... Uite, e alt sol. Ia uite, asta de exemplu. E alt sol. Exact ce am brat. Ce să puteți? Trebuie să mai ascult?
Ionuț. Hei, dar nu, nu mai e. Pune la loc. Hă? Ioane. Ce anume? Ăștia le ascult după aceea cu flexul și cu alea? Astea nu mai, astea, astea dai cu ciocană. Auzi pe ele? Da. Da. Au mai tare ca vide, vide e ca santa. Da, exact. Ești cât de jos subiți? Și toate astea de unde le-ai cumpărat? Astea eu le fac. Tu le faci? Cu asta mă ocup eu. Nu, bagă la într-un? Da, le-au făcut. Nu, și până la unde face. Tu le-ai făcut alea? Da, hai, bagă-l, bagă-l în groapă, că deja filmarea asta durează un secol. Păi mai tai din ea, vezi părțile pe... Păi asta e că vreau o chestie care să nu tai deloc din ea, știi? Aici pune mâna pe ăla să nu sară că te lovește. Dă-l un pic așa. Au, scuze de burtică. Taci, taci ce le-ai când începi. Nu, stia. M-au stat de ziua. Tu cât ai? Deci după pietrișul ăsta am dat de un strat de bolovani. Ți-am zis, încearcă să treci lama printre ei, nu, nu trebuie să blochezi. Ridică un pic în sus și trecerea. Dar nu așa mult. Un pic să miști, să faci înclinații. Degeaba prin forță, prin forță nu o să-i faci nimic, doar tactica. Am zis că acum m-a trecut. Cu grijă că de la pietrele nu o să rămână pe el decât dacă... Ce să rămână? Că n-are ce să se rămână. Să băgăm la antrenor. Aia e că ceva rămâne, dar nu, nu tot, nu 30 de centimetri, da? Uite, vezi? Ciclovan. Oh, da, mă. Deci, vezi, rămâne ceva, nu? Oh, înainte de prăbușire. Hai. Pare că s-a vrut prăbușirea. Hai, uite, mă. Hai, Octav. Mă luați repede. Balastru? Da, da, da. Ia. Ce-ar teatru de balastru? Bă, și n-am mai zis ăla, mă, acum. Ăla nu. Ăla centrează, nu lasă să se joace printre pietre și... Faptul că nu-l lasă, atunci te blochezi, nu poți decât să rup tronsoanele. Bă, la al doilea. Asta e o singură piatră. Ce-ar să rup pietros? Da, deci în asta... Asta pietros vine nisip. După asta pietros ar putea să ne chinuim două zile până trecem de el, da? Deci, deci. Tot ce trece printre pietre, tot ce trece printre paletele astea două, pot să sap. După aia, dacă nu-ți trebuie rangă să le spargi, să le faci mii, să poți trece printre ele. Da. Oricum anul să arătăm, nu? Da. Deci mai înainte am scos asta. Să nu ce se... Bagă-l ăla înapoi. Așa vă pune, adă-o. Acolo pune, găsesc. Ce vrei? Nu, deci... Nu dai drumul. Pietră din astea, câte vrei? Bagă asta până ajungi jos în el, da, deja poți să învârți. Și oricum poți să te duci și mai jos. Să dau mai încolo. Da, la dai mai încolo, că tocmai de-aia am făcut capra asta. Hai să văd. Aia e fain, nu foarte fain. Ce faci ăla? Păi am trecut de aia.
Da. Se mai aude încă piatră. Ăsta e Ioane. Piatră, două pe margine tonă. Ăsta nu. Aha, auzi eu. Iar ai dat. Da. Ideea e să, să țină tronsoanele, că capul ăla cu vidia e făcut foarte bine. Să nu mai poți să-l ții centru pe mijloc, când tragi și se mai dă și mai și pe pereții aia piatră. Da, 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 aia nu, nu mă deranjează, chiar nu zic că nu mai dai de altă piatră, deci nu tot piatră, știi? E stratul ăla de la sol. Trebuie să pun sunetul ăsta, să aud. Îmi place cum sună. Hai, Andrei, mai tot? O, da. Nu înaintezi. Păi ba, înaintezi, dar nu te aștepta să vezi ce înaintezi. Dacă compari cu cât a fost înainte, uite, acum ai o palmă și patru degete. Înainte erau două palme. Asta e de pământul care ție poate fi. Da. Trebuie să trecem un pic de asta. Oricum, până ajungem la 15 metri, cine știe câte din astea pânzi din astea mai fură în vreo parte? Deci dacă vrei să spun la 15 metri, trebuie să ne plătești. Și pe mine păi că muncesc da. Aici și pe data dacă îmi spun să trec în tine. Păi, da mă, dacă vrei să ai apă și vara, ce e la 8 metri ce găsești? Ce e? Cu bolovanul meu la mare? Na, dacă îl ridici, ok. Dacă nu, rangă, luni. Pun pe ăsta să comandezi să-i ridici rangă. Da, uite înainte cât erai și uite acum, vezi? Deci ești de o palmă. Ai înaintat o palmă. Încearcă să treci așa tot prin calcul, nu prin lovitură. Mai ridică, mai, știi? Ridică, acum iar treci de aia. Ușor, nu mult. Oh, nu vrea să iasă? Gata, scoate-l. Nu. Ce? Da. Scoate-l afară, gata. Ajunge, că oricum, da, ideea e. Hai să vedem acum ce scoatem. Știi ce duc acest vertebrele? Da, nu faci prostii. Hai. Greutate mare la fabrica de oxigen. Fabrica de oxigen? Da. Știi că... De unde aș putea lua și eu niște oxigen? Uite ce hai, cu grijă. Deci cu grijă că ăsta odată crapă tot. Păi știu, dar e greu de scos, că nu mi-ai vorba la... Încearcă să-l pui pe mijloc, știi? Hai că eu sunt curios să văd ce iese. Da, scoate-l. Să numai un cablu ține. A, și ține și numai un cablu. Oricum nu-i foarte întins, că îl simte la degete. Îi dăm până sus? Da. Nu mai dăm o sură să vedem. Nu mai, că acum că îl scoatem dacă tot ne-a chinuit. Auzi ce fain vine. Auzi, ești briza mări. 4 metri? Să fie acum? Da, acum are 4 metri adâncime. Da, uite-te ce prostii scoatem. Acum tu le dau vir. Zau. Păi merge, dar hai să vedem cât timp merge la atâta de drept. Scoaterea asta, e bine că am filmat-o. Că nimeni nu crede de obicei. Nu aveți multă piatră? Păi nu mă piatră, tata, aici. Și deja ai sortul, deja pământ nu mai ai. Așa, speri și e pe trise și faci cu piatră de râu, faci pe perete cu băiana să facă în bucătărie, piatră de asta. Da. Arunc o dată ăla. Bun, hai, curăță și bagă-l. Da. Mare grijă. Bă, Andruș, hai grijă la ăla, uite-te și în spate. Nu mă piatră aici. Dar nu piatră din asta, eu v-am ruit atât de râu. Deci nu se face foarte multă mizerie. Nu. Numai tot un roabă? Ăsta mare mă duc vreo două dată. Ăsta? Da. Bă, fără mușchi lui Andrei nu se poate face nimic. Da, parcă mai mult.
Ultra, uite. Păi da, coboară la nivelul lui. Și oricum tu poți cobori mai mult, că uite ce se întâmplă. Tu ai loc să învârți, nu-i ca cu aia, știi? Nu-i ca cu țeava. Și ăsta e fain că mere de un singur om, știi? Uite, bă, dar acolo mai largă, bă. E mai larg de jos. Păi de-aia ți-am zis că nu-mi place când se lărgește așa, iurea. Fără rost. Și o să trebuiască să schimbăm funia. Hai, alta mai lungă? O mai adăugăm. Da, deci asta se termină. Aici e ca mai adăugă funia asta. Care asta o smechire de unde puteți pune, ai văzut câta aia mică, gândiți-te așa. Păi da, de ce se făcea, ți se făcea numai pe ea, în continuu, ce vă, te încurcă. Păi normal că te încurcă. Păi da. Asta e ideea, că poți să mergi la mulți metri fără să trebuia să scoți de fiecare, pentru că era, alții făceau și prima dată așa am făcut cu capră din aia cu trei, știi? Da. Și trăgeai de sus. Da, da, da. Și tot timpul îl legai de aici, știi? Mm-hmm. Și aici avea o chestie care se rotea. Păi, foarte bine, că și se făcea după aceea, tot ți se strângea. Păi nu ți se strângea, că făcea o chestie în aia culisantă, cum e la pescuit, la... Cum o cheamă? Dacă nu făceai, ai o agrafă. Da, agrafă, nu. Exact, da, o agrafă am făcut. O agrafă cu vârtej am făcut sus, dar nu era practic, pentru că de fiecare dată... Asta trebuia desfăcut, iar băgat și dacă aveai mai mult de, știu, de 6 metri, nu puteai să faci capra atât de mult. Mai, da, poți mai să faci ceva mere mai ușor acum. Da, deci filmarea asta... Ha? E mai bun. Ha? Ai văzut ce mere? Nu ridicăm. Asta merge cum merge ăsta normal în pământ la suprafață, știi? Da. Nu merge pe direcție asta. Ăla la altă atunci a pentru ce? Ăla la pentru ce? Sau pentru așa ceva? Ăla e bun pentru pământ pentru că taie din două lame. Aha. Hai, scoatem. Hai să-l scoatem. Gata? Da, fixează aici am să-l scoatem. Mâna de pune așa să pot să o completez. Așa. Lasă un pic să se... Așa. Da, o să o punem. Să punem funea cealaltă. Vezi că la mic, nu știu cum o zic. A punea mai lungă? Da. Trage-l și tu mai încoace, că dacă nu rupem și din. Oh, ușor, ușor. Ușor, ușor, că ceva nu bine. Așa, hai. Ce se numește, Andrei? Bă, acolo... Hop, hop, că tu ai forță. Păi ia... Dă-napoi și tu rotești odată. Bun, acum, ridică din nou. Mai rotește și tu din el. Mai rotește din el în timp ce îmi rotește. Îl prinde pereții, mă. Rotește. Hai, exact. Ușor. Tu mă rotește mai mult decât tu ridici. Hai. Hai, să mă. Bă, a luat undeva cu curbă, joc. Da. Nu-i bine. Nu-i mai pe centru. Nu, pe centru, hai că vreau. Ar trebui o lanternă, știi? Exact, când de văd pe ăla și nu. Nu-i bine. Nu. Da, hai, pe ce e asta? Asta e rapidă, vezi? Uite pe asta, băi, Ionica. Da, aia ne... Ia, dă-o încoace, să filmăm. Osul. Deci, pe pietre din astea încă mai trecem, mai mare de asta nu. Nu o să putem trece. Adică, din alea așa, gata, ne oprim. Trebuie dita mai ranga. Trebuie să spargă. Did you?
Stai, nu curăța încă până nu văd și eu ce e acolo. E, deci aici așa ar fi gold. Nu, mm. Deci asta, al câte le-a stratat, numai? Deci după 5 metri... Câte strate am dat? Negru, oricum avem totul pe filmare, deci și dacă uităm, ne uităm la data. Depinde, că în sol nu poți să fie acela. Ce schimbă, mai Veronica? Ce ai zice cu carbunea acum? Nu se asemenea niște stalt. Ăla vrei? Da. Sau băgăm ăla în mare? Ăla într-o. Nu, nu, ăla. Ăla? Da, hai că vrem cât de bine înaintează ăla. De aceea nu-mi place că mergem într-o parte și... Asta nu-i fain deloc. Mergem foarte într-o parte. Dacă am avea o lanternă, am vedea foarte bine. Cam o tot după colț? Mm-hmm. Ne-am des urât după colț. Băi, Ioane, acum eu. Nu trebuie desfăcut nimica. Când ajungem la 6 metri, atunci scoatem câte 2 metri de dată sau 4 metri de dată. Ionica, când scoate, după ce lași o țiră filmatul, că dacă nu-l cazi în sus. Aoleu, aoleu, să nu zici că e chiar bolovanul ăla. Nu cred că e bolovan la cum se aude, dar... Da. El în partea de jos e foarte rezistent, nu-ți fă probleme, că nu se rupe. Tronsoanele cedează, dacă cedează ceva. Dar vezi că lărgești gaura așa. Dar tu ce faci așa, mă? Hai, mai învârte. Să invers? Nu, învârte de înaintare. Sensorar. Mi-am crezut că am scăpat de bolovaniște, dar eu cred că nu. Oricum, n-am înaintat. Cât am înaintat? Un metru, nu cred. Deci, dacă pune și un metru pătura de așa ceva. Și pare asta că acum a început, deci noi... Vezi? Asta pare că acum a început. Înainte era așa ceva. Acum e următorul. Și ăsta e altceva. Ce zici? Ce zici? Deci e balastru. După ăsta... Mai mole, mai mole. Uite bolovanul. Da, pe ăsta nu încurcă pe noi la... Deci acum... Acum e balastru. Bă, asta deja suntem în pătrânză. Da, deja suntem într-o pânză freatică. No, asta când o să străpungem, după aia iar o să dăm de pământ din la tare. Deci, până la urmă, câte stăm din la tare? Uite, bă! Elei! Nu, ideea e că noi din 2-2 metri, noi dăm 2 metri, 5-2 metri, am dat de a doua pânză creatică. Prima a fost aia cu pământul negru. Da, mă. Hai să vedem ce s-a întâmplat la astfel, ăsta nu s-a întâmplat nimic, e video. Ăsta deja nu-i mei, dar e ca și un beton. Balastru. Ăsta-l ieși și-ți faci casă cu el. Dar nu-i subducă ăsta la fel, mă. Ha? Are, bineînțeles că sunt în strate. Hai să vedem cum îl ridicați voi. Du-te cu el, du-te înspre el. De ceva, da. Mai, hei, pune-l pe scara aia. A, faci poză și cum se pune pe scara? Acum fac poză cum se ridică. Ah, dar am prins capul, știi asta. Să nu-i prinzi urechile.
E ca focul ăsta. S-a prins o piară de aici și așa. Bă, nu, nu e chiar foarte important asta, dar chiar să... Da, bun. De ce să nu? Lasă să facem cum trebuie. Dă-te că te lovește și pe aceea fugim la urgență, trebuie filmăm atunci. Păi, hai, dar... Hai, ți intru în apă. Apă, apă. E jumătate de metru apă, da? Da. Băi, nere, băgăm 2 metri aici? Da. Să mai dăm. Unde dacă bagi 2 metri? Da, maxim dacă bagi, bagi 1 metru, dar mai dă în jos. Nu dacă scot asta. Stai să vedem dacă se vede pelicula de apă pe aparat, că nu se vede. Nu. Ah, ce minunat cum se vede. Să nu scapi jos în apă. Dai un pic drumul, să auzim cum chioșcă e prin apă, cred. Dai, partea asta se bagă. Dai? Auzi, mama, aia. Nu-ți mai trebuie foc. Da, dar nu stă atâta pe deci... Ce? Nu stă atâta pe n-o să stea, da, eu nu cred că o să stea pentru că în momentul când ai apa aia... apă în el, ți-l spală. Ți-l spală pe tot. Că uite, ăsta, opa, 5 ore când dau asta. Opa. Ce trebuie din asta? Acum știi ce are Andrei un în subsol, câte straturi are. Ăsta mai fixează gaura. Este mai mare în diametru? Nu. Nu, îți la fel. De 20, dar ăla nu e chiar rotund, ăsta e un pic oval. Dar aici nu o să-mi fileta mult, dar oricum, ține. Ține, de-l încolo. Să nu se deșurubeze, să cadă din șocurile care le faci. Din șocurile alea. Strânge. Cu patentul și ce patent? Unde? Stai să vedem. Păi e de 17. Aia să nu cadă din... Să nu se desfacă automat. Vezi? Aaa, oleu. Dă-te, schimbă, nu... schimbă șurubul, pune altul nou. Ai altul? Da. Este acolo, grămadă. Na, bun, hai. Ia-o de jos. Hai, bă, nu râde. Bă, râde, cu de cât e bypass-ul la șurub? Nu-i bine. Scoate afară. Eu vă spun sincer, dacă scuteați filmatul din ce era gata pus. Bă, tocmai de aia durează atâta. Puțul ăsta nu s-apă de dragul că vrea, după pentru filmatul ăsta. Să-l dă pe net. Păi eu, dacă nu-l făceam la tine, îl făceam altundeva. Îl făceam în lunga la mine. Nu dai adresa că vin oameni la tine la poartă. Păi vezi tu că... Nu, ca să deci, nu-ți mai dai de lucru, pentru că nu trebuia băgată tava, știi? Să bună, tava aia ce face? Dacă sta de apa... Aia după aia, dacă se blochează, nici nu mai poți scoate. În jurul ei o să cadă... O să vedem dacă totuși se aude un pic de... Bă, nu știu dacă e bună treaba aia, să nu știu cum ne țipă lângă tavă. Ba da. Ce stai că am prins un pic de apă, dar nu mai știu cum să fac să se vadă. Andrei, nu? Sper să se audă. Apă, dar tava aia... Apa aia bagi până pământul, bagi? Păi nu, să se putească apă. Păi lași, diferent. Ori din mai sus de apă. Păi că... Filmăm unde arunci? Hai, hai că dacă are 7 metri burghiu, cât scazi din el? Uite, 1,760. Deci 5,40. Acum e plin. Nu știu dacă e plin, mai dai, mai dai. Dai să vedem, mai mare. Bă, Ioane, vezi că merge greu și mi să nu ți-l rup. Mai scârțe puțin la el. Dai. Cum simți? Forța și curie. Forța și curie. Hai, scoate-mă atunci. Uite cât mă aruncă înapoi.
Da, da, ai toată... Grătar! Ai, ce bine pute! Dă-i. Stai, bă! Hai, dă-i tu, te rog, acolo! Iese? Dă-i, bă! Dă-i în față! Dă-i să-l scoatem! Cu grijă, cu grijă, hei, nu crapă. Cu grijă, că... Nu, Andrei, trage-mi spre tine, nu... Andrei, nu... Bă, eu nu așa, faci și dă-o fune aici, că trage scala spre tine. Idee, desfă idee. Hă? Desfă idee în timp ce tu tragi. Tu ridică, nu? Hei, ridică în forță, da? Păi se poate... Desfă idee, dă-i. Exact. Dă-i, tu te răsucește între timp. Mai tu. Dă-i, hai că vine, stai. Mică pușcă toată capra asta. De răsucește-l tu. Așa. Hai, ia trage acum, bagă tu rămâna mai jos. Așa. Hai. Nu mai e? Tu de răsucește-l în timp ce el ridică. Hai. Hai. Nu înțeleg ce se întâmplă, de fapt. Dă-mi perete. Păi... Ce ai făcut să iau gaură pe vaze. Hai. Trage. Hai că eu te-o trag. Și... Ha? Dă-i. Păi să stai la filmare. Dă-i, să stai la filmare, că... Vede lumea și după aceea zice că te chidă. Da, dă-i încolo, nu contează. Acum ai dat de aia, ai scosul din apă. Păi asta, acum ți-l spală în momentul ăsta. Da. E apa atâta deasupra lui care... Depinde, că dacă e piatră neapăcată pe spirala aia, știi? Da. Filmează cum se dă la manivelă. Așa, tata. Hai că e plin. E plin? Păi te-am zis piatră. Dar nici dacă mă lasă ăsta să bag, scot plin cu vârf. El a fost ca dar fort. Era plin din cauza asta nu mai puteai să învârți. Da. Bun, da, bravo. Da, prins piatră din aia, tată. Zâmpi, șalău. Nu, dacă scoți din ăștia, am vrei 5 din ăștia, am făcut roaba. Da. Bă, dar nu ziceai că să lăsăm așa și să-ți face șurubul. Hopa. Cum vrei să facem? Facem? Da, desfă șurubul acolo. Trebuie până să-l culci spre aia. Da, e caricatură plină, mă. Lângă piatră. Știu că de 8 kg, nu altfel. Ține, bă, de el, bă. Hai. Încărcătură. Ah, dar tu crezi că am forțul să-l ridic? Păi și să filmezi. Ia, întoarce-l. Bă, că stă, bă. Că îi țepăne bine. E și pământ deja. Vezi că e rotat și bine. Da, trebuie să trecem în celălalt de strate. Hai, mai bată-te rău în el, Andrei. Hai să-l luăm în filmează. Bă, deja am trecut de strat. Hai de cap, am 1 minut și 52 de secunde mai. Astfel încar și luni iară vii, știi? Tai cu șpaclu de aici, de pe margine, așa? De în jos, acum cade. Da. Unde ți se mai... Și dai, stai două scurte. Acolo, șuță. Bun, deja? Nu știu ce avem. Pe pământ jos sau ce l-am căzut? Băi, nu mă. Acum am și luat. Am și luat, că n-ai văzut ce-i greu mers. Că dacă nu luai, nu mă, te cădea la ușor, știi? Așa s-a urut. Nu m-a fi... Deci un metru de apă? Asta e după ce am trecut de pânza freatică, chestiile astea. Începe. Ai a doua, a treia. E a treia? Bun, da. Pânza asta nu o să ne lese, că o să ne ține sau să ne umple, nu se oprește apa. Da, dacă nu se apă mai repede ca ea. Da, tu mai repede ca apa, voi. Decât vine apa, da, ai putea să se apă mai repede. Ce faci? Prins două pânze freatică? Adică să scoți două din astea rapid. Două, trei din astea, să vezi cum coboară nivelul acela. Ok.
cred că am exagerat noi cu cuiul ăsta prea mare. Da. Asta crapă materialul. Asta atunci trebuie ceva cuie mai mici. Dar mai mici nu am eu. Da, trebuia... Am mai mici. Dacă al tale, știi, am ceva cine mici. Trebuia un... Poate ceva mai mare ca al tale am. Dar sunt prea mari. Ăsta trebuie să fie prea exagerat cu cuiul. Da. Apropo ăsta. Deci am...